leagă un magraf. Da? Magraful clasic într-o instalație de rețea dișnuită de casă. Da, de rețea obișnuită. Da? Aici alimentarea. 220 de volți. Faza. Am notat eu așa ca să nu la prieteni cum se leagă fășurarea. Da? Asta e faza, nulul și împământarea. Nulul și împământarea, deși vin la magraf, nu se leagă în interiorul lui. Vă arăt exact. Asta este textul. Este intrarea. Faza este însemnată cu bandă roșie. Da. Da? Faza. Da. Faza vine în stânga aici. Da. E o repetă cu patru borne. Da. Cele două nuluri de la intrare și ieșire se leagă în borna asta, dar în timp asta nu am nimic la legat la ele. Se va lega condensatorul cum vă desenez imediat. Împământarea, la fel, de aici și de aici, se leagă pe cealaltă bornă, dar sunt libere, doar pentru fixare. Pentru fixare am pus reglarea, da? Și trecem mai departe. Da. Deci singurul fir, practic, care trece prin magrav, ăstea sunt cele trei etaje ale magravului, eu chiar așa l-am notat cum sunt aici, cel inferior, cel mijloc și cel superior. Există două tipuri sau două categorii mari de magrave. Cele la care toate bobinele și toate biluțele centrale sunt umplute cu același amestec de gaz, cum a fost până de curând peste tot, astea sunt cele clasice, să zic, sau comune, da? Și cele la care fiecare etaj este făcut cu un anumit tip de gaz. De exemplu, aici poate să fie CO2 și în biluță și pe bobine, aici poate să fie oxid de cupru și din coace poate să fie fier sau invers. La magravurile generatoare, deci care pot funcționa independent, domnul Cheșe spune la un moment dat că se recomandă acel tip de separare a gazurilor. Ideea fiind că fiecare gaz are o calitate specifică a atrage energia asta plasmată, are anumite preferințe, să spunem. Da? Nimeni nu spune că dacă îl facem în felul ăsta, nu poate deveni generator. Poate deveni generator. Dar în felul ăla au găsit ei o variantă care a funcționat. Acum, modul de legare a magravului și cum se plasează condensatorii. Deci am observat că doar faza trece prin magrav. Aici am avut o discuție cu un prieten care spunea că dacă se distruge nanoînvenirea și bobinele fac scurt între ele, nu se întâmplă nimic, că sunt legate pe un fir. Nu este așa. Dau siguranță de afară, pentru că se produce un impuls la conectare care dă disjunctorul la diferențial afară, despre care explica colegul. Dă un curent rezidual, un curent paralizic, care dă o la afară. Dacă lăsați magravul așa cum e aici, fără condensatori, nu funcționează. Dar reducere semnificativă de energie nu va face niciodată. Ce trebuie să observăm noi ca să începem abia să gândim reducerea de energie? Acest dispozitiv se comportă ca un transformator Tesla rezonant. El are o frecvență proprie de rezonanță și circulă energia aia plasmatică în el, care este foarte înaltă, poate să fie megahertz sau super megahertz, deci ca frecvență. Ca frecvență, frecvența proprie, a plasmei. Oscilațiile plasmei, cum vorbim rămâne. Fiecare bobină, practic, este așa cum am arătat prima dată, ca un rezervor de plasmă. Ele oscilează, dar transmiterea plasmei mai departe se face din modul cum conectăm noi. Ce facem cu rețeaua? Modulăm. E ca și cum am face cu vasul, așa. Vasul cu apă, care l-am arătat acolo, cu 50 de Hz. Atunci această energie în pulsul de 50 de Hz trece din conector în conector și o să vă explic tipurile de conector și cum se pot face legăturile. Da? Și se duce spre ieșire. În cazul în care există trei modalități de legare a condensatorilor. Fie între intrare și nul, o să-i fac așa ca electrolitici, da. Pentru că ei sunt polarizați, ați văzut un condensator, bobina exterioară considerat plusul și cealaltă minus. Poate fi legat spre ieșire, între ieșire și nul. Sau poate fi legat între ieșire și intrare, cu plusul aici. Astea sunt cele trei modalități. Fie una singură, fie toate dintre ele. Fie două din ele.
Care este secretul reducerii de energie? Condensatorul de reacție care aduce de la ieșire la intrare în fază un semnal face ca acest dispozitiv să se comporte ca un auto-oscilator. Dacă valoarea reacției, semnalului care aduce de aici, este suficient de mare, oscilatorul poate deveni auto-întreținut. Adică acoperă toate pierderile din el și el și se poate... în fază puțină aceea energie de creștere. Deci, există un singur secret, mare, mare cărcasă, care face ca acest dispozitiv să obțină rezultate incredibile. Această reacție pozitivă între ieșire și intrare. Da. Nimeni n-a spus-o, din păcate, deschis și clar. Da. Toți vin cu tot felul de povești, cu tot felul de bază. Asta este o chestie extrem de logică și extrem de simplă. Eu pot să-i anulez pe ăștia doi și să o doar pe asta. Am un prieten la București. Eu nu foarte găsesc pe internet, foarte bun prieten, pentru că așteptu mă grabă exact asta. Același număr de spire, același sistem de ganzră și are pe frigider de 2 luni și jumătate. Frigiderul lui, când l-a pus prin armă, grab, la pornire, va 170 de bați. Pe varmentul ăla care l-a la intrare. Acum, când a venit, duminica trecută, a venit la semenii, 19 bați. Era așa de fericit. Deci, a scăzut treptat, treptat, progresiv, 140, 120, și Neluțul ziceam 70 și să continui. Dar cum să continui? Pe acu-i frumusețe. Și acum a venit și a spus că arată 19 bați, cea mai mare putere consumată de frigider. Frigiderul merge la fel. Zic, acum e cazul să adaug, dar ce am făcut cu el? Prima dată condensatorul l-am pus așa. Da. Domnul Cheșe explica acolo că trebuie să pui neapărat condensatorul. Deci eu am magramul care funcționează fără condensator. Dacă pui aici să-l pui doar aici, faci acela lucru. E ca și cum nu arată. Că filtrează, că face. Da, face. Ajută să oscileze magramul. Dar aici trebuie să observați două lucruri. Acest sistem magram este un sistem rezonat pe o frecvență foarte înaltă. Să zici 100 de megahertz. Nu ne interesează exact de ei. Sunt oscilațiile plasmei. Noi, cu consumatorii noștri, nu știm să recepționăm și să recuperăm această energie oscilantă. Ca să o putem recupera, noi trebuie să vedem cu un sistem de modulare. Da. Această frecvență extrem de înaltă, să o anvelopăm cu o frecvență joasă. 50-60 de Hz, pe care noi o putem interpreta și folosi cu consumatorii noștri. Da. Și acest lucru se face în multe feluri. Dacă vă uitați pe internet, sistemul capanație. Capanație folosește tot un oscilator de frecvență mare și tensiune înaltă. Folosește un spargab din ăla, cum zice Tesla, un descărcător, care este un oscilator sau un generator de frecvență largă și foarte înaltă. Poate ajunge la gigahertz. Deci asta e obligatoriu la mobilele Tesla, acel spargab. Exact. Pentru că generează niște vârfuri care înseamnă frecvență mare. Dar peste el, cu un alt rând de bobine, suprapune o oscilație de joasă frecvență, de regulă de 50 de Hz, poate fi chiar de tunelare, că selectează după aceea la rezonanță componenta alternativă, de sinusoidală, care modulează această frecvență foarte înaltă. Tesla spunea la un moment dat că cheia extragerii free energy este să apară undeva o zonă de colapsare, fie a câmpului magnetic, fie a câmpului electric, o zonă de ruptură care face ce spuseră, splitează electronii, cei cu spinul într-o parte și cealaltă, și ei sunt cei care dau absorpția de energie. Absorpția asta de energie eterică sau plasmatică se face la nivel foarte mic, la nivel atomic sau subatomic. Dar noi trebuie să o transpunem în componente specifice echipamentelor noastre. Deci, magravurile acum se fac în două categorii mari. Cele care folosesc doar ca adaptoare sau optimizatoare, să zicem, ale coeficientului RLC, al rețelei, în așa fel încât consumul să fie mic. Asta sunt magravurile obișnuite. Ca să obținem reduceri semnificative, ținem minte de acest lucru, hai să zic ce un capacitorul ăsta, care trebuie să aibă o capacitate suficient de mare, de-aia Cheșe pune 4 capacitoare în paralel. Dacă vedeți toate dispozitivele Cheșe de ultimă generație, nu-l au pe ăsta,
condensatorul ăsta al treilea, au doar pe aceștia doi. Chiar dacă ar fi să renunțați la unul din cei doi, totdeauna trebuie să-l păstrați pe cel din reacție. Noi putem aduce de la ieșirea sistemului la intrare două categorii de semnale. Unul care poate fi extrem de rădăcinat în antifază și atunci se scade din valoarea din intrare și el va consuma mai mult. Magravul însuși va consuma mai mult. Și unul care aduce în fază semnalul de pe ieșire pe intrare. Sistemul clasic care are autooscilator. Da. Atunci el va sublinia, pentru că acest capacitor, fiind tot plasmatic, va închide bucla în care energia circulă, energia plasmatică sau oscilație plasmatică, cu frecvență foarte mare, circulă la amplitudine maximă. Și noi de aici nu facem decât modularea lor. Puterea de modulare poate fi de zeci de ori mai mică decât puterea care se obține la ieșire prin demodularea linii. Asta e tot secret. Cât de mare poate fi reducerea? M-au întrebat mulți colegi. Poate să fie totală, 100%. Adică între 0 și 100%, că îți dau un răspuns complet. Da? Asta cu 0, o știm toți cum e. Și nu ne cântă de lume. Încercați pur și simplu această reacție. Și condensatorii, cum îi facem? Prima dată am mers pe soluția clasică cash. Un condensator este făcut dintr-o bobină antiolară, 18 spire, 2,5 mm pătrați grosimea să diametru să fie, da? Secțiune. Pe fi 10. Deci pe bară de 10, da? Asta înseamnă 18 spire, da? Da. Ăsta am ritm asta tot. În interiorul lui este o tijă, tot de 2,5 mm pătrați. Avem aici un condensator. Nu, condensatorul se vedea și vedem de aici. Deci, tija asta se învelește într-o hârtie de copt din aia altă, de cuptor, folosită pentru cozonat, eu știu ce folosesc gospodină, care este imbibată cu gaz. Ce fel de gaz? Ce eu folosesc amestecul de gazuri despre care vă vorbim înainte. Toate trei, să pun, nu? Cele trei. După formula aia pe care ne-a spus. Cel mai grozav ar fi să încercați cu trei condensatori, cu fiecare sau patru, câte unul cu fiecare gaz. Mulți, de exemplu, am văzut că recomandă gazul cu oxid de cupru. Alții spun că cheia extragerii energiei este gazul de CH3 cu ceva zinc. Pentru că ar funcționa acolo o extragere de energie din atomii de tritiu care se formează și zlegați în gaz. Nu sunt instabili și radioactivi, cum se întâmplă cu tritiularitatea. Atmosferă obișnuită. Deci, explicații sunt o groază. Densitatea lor tot așa cum a spus. Ideea. Deci, pulsul condensatorului este bobina istorie. La gasul lor. A, la fel. La fel. La fel, da. Și soluție de gasuri. Da. Puteți încerca. Eu am făcut următoarele probe. Să vă spun ce am testat eu. Am făcut 18 spire pe fizică. Un fir de 2,5 mm pătrați. Da? Mai avem cu 1 cm încoace și cu 3 cm încoace, ca să pot să-l zic. Da. Am învelit, cred că 7-8 răsucii în hârtie de asta. Să zic 7-8 strate. Da? Hârtia am udat-o cu un amestec de gasuri, dar mai dens decât soluția despre care vă vorbim. Deci am eliminat de gros. Am pus gasul. Da? Da. Ponderea mare a avut-o gasul de CO2 și țin, din care eu produc foarte mult cu metoda asta simplă, cu care o fac și cu cuptul, dar fac mult mai puțin. Da. Cred că am uscat aia o săptămână cu fionul, cu suflanta aia, pentru că a fost uscat foarte greu. Ca să vă dați seama cât de bine sunt uscați, nu se luați rezistența elitică. Condensatorul trebuie să aibă cel puțin 12-15 mW. Cel puțin. Dar obișnuit când se usucă complet, ajunge la 30-40. Da? Un condensator bine făcut. Cu cât rezistența lui electrică este mai mare, cu atât pierderile condensatorului sunt mai mici. Și factorul de calitate în circuitul e mai mare. Ne interesează un factor de calitate cât mai mare, pentru că orice astfel de pierdere parazită duc la încălzirea condensatorului și pe la explozia lui. Cum au pățit colegii care le-au închis în plastic. Nu știu dacă ați văzut pe internet. Sau în folie. Este mult dubă. Da. L-au explodat condensatorul de nu se poate. Da.
patru astfel de condensatori, în mod normal, se pun paralel. Legarea lor în paralel se face în două feluri. Fie răsucind pur și simplu așa, capetele celor patru, pur și simplu suport. Un suport din plastic, eu iau coada, la o siringă mai mare. Aici e unul din condensator, aici e celălalt, aici e celălalt. Asta e suportul de plastic. Eu coada de la unele siringi de plastic, e chiar în felul ăsta. Deci aici intră perfect acolo. Deci aici dăm gaură pentru tijă. Tijele ies la un capăt, ăsta e minusul condensatorului. Deci minusul de tijă. Minusul, da? Și bobina e plusul condensatorului. La cel mai mare. Ele se răsucească, ăsta e stilul clasic. Da. Nu mi-a plăcut la stilul ăsta clasic faptul că e foarte voluminos, e mare. Greu de legat, greu de pus într-un magraf compact. Și atunci, m-am gândit cum aș putea face un capacitor care să aibă o capacitate echivalentă asemănătoare, dar mai mică dimensiune și mai ușor de făcut. Aici am văzut fizica asta clasică, obișnuit, nu știu, capacitatea este tensiunea, permitivitatea dielectrică, înțică secțiunea armăturilor, sutate, distanța dintre armături, secțiunea de sutate. Da. Și atunci e limpede că eu trebuie să cresc suprafața activă dintre electrozi și să mișoresc distanța dintre ei. Cum mișoresc distanța dintre ei? Am redus diametrul de ăsta, de la Φ10, l-am dus la Φ6, am lăsat tija centrală la fel, dar în loc de 18 spire, m-am dus la 36. Am făcut și de 27. Deci am făcut încercări. În final, am ajuns ca un singur capacitor pus într-un tubuleț de plastic, este pasat pe pagina de pe Facebook. Deci este pus într-un tubușor de plastic de 11 mm diametru. L-am făcut și cu ambele capete scoase aici și cu unul încoace, unul încoace, diferite variante. Are 11 sau 12 cm de lungime, un tub de 11 mm diametru. Asta este un capacitor care face că cei patru. A, deci unul singur. Unul singur, da. Și eu l-am pus direct aici. După ce am recomandat la prietenul de la București treaba asta, în 3 săptămâni consumul lui a scăzut de la 140 la frigider, cum știu cum arăta puterea. Puterea aparentă a frigiderului, care mai e vizibilă la biserică, de 19 W. Și continuă să scadă. Este instabil, o să vedeți când începe să pleacă din consum, are variații. Parte. E exact ca în viață, rezultatele bune, în orice dintr-o dată linia. Mă știți, mai caz de ridici. Ideea e că, fie mergând pe sistemul clasic, fie avem condensatori în diferite moduri. Acum am testat și alt tip de condensatori. Nu o caz, da? Da. Asta e un alt variant, ăsta l-am rămas acum. Da? Are 11 cm lungime, 2 cm jumătate. Vin trei armături din astea, o să le reprezint văzute din față. Da? Și acum să-mi spuneți ce am între ei aici. Hârtie. Un plastre. Un plastre din ăla dintre care v-a zărătat așa. Ideea care a fost? Ce avem noi cel mai mult? Pixuri, plasturi, gazuri și sânge. Și atunci hai să folosim aceste lucruri pentru a obține tot ce ne interesează. Am îndoit un astfel de plastru, îmi pare rău că uitai să-l iau de pe masă să ne arăt. Plastrul are țesătură înăuntru și te la cu gaz. Da? Aici sunt armături. De ce trei? Unul e aici. Sau unul e aici. Totdeauna unul dintre ei este ăsta din reacție. Acum, mă gândesc că ar fi foarte bine, având în vedere construcția de forma asta, vedeți ce spațiu am prevăzut eu pentru condensator? Asta. Nu scurtea să o pus o ține. Va fi un condensator de formă elliptică, pătrată, cu cele trei lucruri care le-ați văzut. Inovație. Experimentați. Încercați. Știți care funcționează? Funcționează. Și funcționează indicat. Deci nu vă feriți și nu doar întrebați.
încercați, testați, imaginați. Tot ce îți poți imagina poate fi construit. Clar. Noi trebuie să respectăm doar principiile de bază ale tehnologiilor grece. Asta spune și Gheșe. Mie nu trebuie o adunare de minunțe. Mie trebuie oameni creativi și originali. Eu v-am dat primii pași în cunoaștere, exact cum părintele te duce la de bună până pe picioare. După aceea poți să fii sportiv de mare performanță, dar nu te mai bună părinții. Deci fiecare trebuie să tragă din limitele imaginației lui pentru a obține rezultate. Noi știm clar, el are un comportament inductiv, se poartă extraordinar cu sarcinile de natură inductivă. Nu iubește sarcinile de natură rezistivă sau consumatori direcți, bruți. Un magrav de 2 kW, cum vedeți pe acolo, duce sarcină inductivă sau capacitivă sau mixtă de 4 kW, fără probleme, și se încălzește la 3 kW rezistiv. Se poate că îți pune la foc. Ăsta nu are protecție pe el. Am văzut că la ultimele modele ale domnului Gheșe a pus o protecție ca la aparatul de sudură. Da, un fel de termostat. Da, termostat, bine, la dar care se... Dar am văzut cu niște furtune. Pe recizul pe internet. Am văzut și cum vei la parte. Deci, nu mă rog să mai le urmă. Poate că unul dintre cele mai grozave avantajele tehnologiilor cheșe este că, fiind simple, fiecare om poate experimenta de la propria lui imaginație. Atunci, diversitatea de aparate și de echipamente poate fi mult mai mare decât diversitatea care poate scoate o firmă care își face linie de producție pe un anumit timp. Dar nu poate să schimbe 50.000 de feluri. Eu fac în 10 feluri. Le fac acasă, le bricolez în bucătărie. Da? Alții, fiecare, mici atelier, nu. Fiecare poate imagina tot felul de sisteme. Deci trebuie să fiți convinși de două lucruri. Unu, energia plasmatică e gârmă în jurul nostru, abia așteaptă să o folosim. E mofă, e nepoluantă, nu face rău la nimic și nu se termină niciodată. Este energia universală. Este energia creației. Uitați-vă că te dau un exemplu într-o discuție anterioară cu prietenul Adi și cu... când ai fost la Severin. Un exemplu în natură de desfășurare a forțelor de energie este universală. O tornadă. Dacă mie îmi spuneți că tornada se datorează doar micilor diferențe de presiune și temperatură din apă, vă înșelați. Cantitatea de energie pe care o dezvoltă un vortex din ăsta gigantic, fie că e tornadă, fie că e un taifun de mine sau de mine, nu face decât la început să deschidă o poartă, adică să creeze niște condiții specifice de desfășurare a energiilor gigantice, eterice care există. Adică să activeze acel vortex primordial. Când ai deschis, e ca o ecluză. Asta facem noi cu magrav. Noi creăm condițiile din componentele noastre, testându-le, jucându-ne cu ele. Creăm condițiile de a realiza practic, o rezonanță cu pulsurile acestei energii fundamentale. Când am reușit să obținem, că v-am spus, sunt două lucruri. Aici e energia plasmatică. Deci, aici e o buclă de energie plasmatică. Și aici ce vrem noi, scuză-mă, e o altă buclă de energie clasică, electrică, da? Hai să zicem energie clasică. Putem folosi oscilațiile acestei bucle, modulând-o, pentru a pulsa în rețea și luând de aici numai modularea despre care vorbim. Asta e, de fapt, visul nostru. Dacă e bine gândit acest sistem, este liber dacă funcționează. Și-a obținut sisteme clasice în felul ăsta, care după un an și ceva de funcționare, când a plecat curentul pe strada respectivă, s-a întâmplat și la România, s-a întâmplat și în Italia, la România, s-a întâmplat în Africa, la o mulțime de localități, magrava a continuat să alimenteze casa. Deci el poate deveni generator. Aici trebuie să avem grijă la următorul aspect. Contoarele electrice, electronice astea de ultimă generație, orice surplus de energie dintr-o parte, de la intrare spre casă sau invers dinspre casă,
îl tratează ca și consum. Se aprinde un beculeț roșu și îl înregistrează ca și consum. Eu am pățit chestia asta, dar nu cu Magra. Am montat sisteme electrice de asta de energie alternativă, cu panouri fotovoltaice, folosind invertoare on-grid. În mod normal, omul trebuia să meargă la acest, cum a fost discuția, să iau un contor cu dublu sens și dublu tarif. Da, așa. Să schimbe contorul clasic. Da, da. N-a făcut treaba asta și vara, când energia e foarte multă, depășește consumul casei și se duce înapoi spre contor. Și contorul, și indiferent de sensul în care circulă energia prin el, o ia ca și consum. Așa că omul a constatat că atunci când avea cea mai multă energie electrică în panou, o să-i scadă consumul, scădea un timp, după care începea să adune din mult. Și am încercat să vedem de unde am făcut zeci de măsurători peste tot. Și am constatat că ele sunt făcute în felul ăsta tocmai pentru a trei întâmpinea orice entuziasm care vrea să genereze energie. Putem scăpa ușor de chestia asta. Dacă atunci când sesizăm, când am apropiat de zero, încercăm să forțăm un pic reacția, să o creștem, ca să intrăm în bucă. Și acum o să vorbesc despre această bucă sau despre magravul independent. Dacă aveți întrebări aici, cu mare drag stau la dispoziție. Eu încerc să vă explic cât se poate de simplu, pentru că esența tuturor lucrurilor este de simplitate. Aș trage o mică concluzie, vreau să spun. Eu am înțeles secretul asta. Trebuie să înțelegem puțin și ce înseamnă laserul, acel mediu activ. Mediul activ este un agent din sodiu trioxid de aluminiu cu crom. Lucrurile astea sunt făcute de așa natură încât cromul în structura rețelii are o stare semi-excitată. Cam așa face cancerurile astea. Iar prezența nu face decât să ajunge să țâșnească această energie. Exact. Deci trebuie să sincronizăm pe cei care au energie. E ca și cum ar stau un mic de oameni cu găleata cu apă așa și noi trebuie să sincronizăm în domnul timp. Și că atomul are energie, e ca o apă curgătoare din care rup și noi cu găleata. Iar el o plâne la loc. Da, corect. Aici e de fapt frumusețe energiei plasma. Este interesant că de lămuriri, nu complet. În momentul în care am protejat copilul, m-a pus să fac legăturile. Da, în momentul când fac legăturile și răsucesc, nu distrug stratul banan. Bine, întrebare. Poți să șterg aici ca să vă arăt cum facem. Vorbeam că sunt mai multe modalități de a lega copilul. Da. Eu am testat și eu mai multe dintre. Deci asta e una și a doua. Da. Protejez bobinele și le bag una prin alta. Iar la fel, nu curăț, nu le zgâri, trebuie să le trag una prin alta. Bobinele le băgați una în alta. Da. Bobinele se bagă una în alta înainte de a se proteja. Înainte de a le alte bobinele. Deci avem bobinele din alta care acolo. Un set de bobine. Bobina de magra. Deci ele trebuie să fie, în clipa când începe să nu am învățat, nu așa aveți aici două bobine de magra. Interioră și exterioră, le-am văzut, da? Exact. Și celelalte băgate în ele, da? Exact. Cele mici. Bun. Le și legați, fiecare etaj bine legat. Da. După aia începeți să nu am învățat. Da. Indiferent că e cu sodă sau prin velire. Indiferent. Cu, sau cu flacără. Dar la flacără... Mă rog, la flacără... Parcă le-aș face mai bine că ar fi drepte așa și la și... La flacără merge extraordinar. Am spus eu, deosebirea între sodă și flacără este că la flacără este un pic de dexteritate. Da. Ca pe centru. Da. Asta este intrarea, prin gravitaționalul de la asta. Da, da. Deci vin cu flacăra de aici. Da. Merg așa. Aici. Mă întoarc pe partea asta. Invers, da. Și ies aici, pe firul de ieșire, pe galenericul ăsta, da. După ce întorc pe partea cealaltă, eu respect același circuit. Văd care e intrarea și merg acum pe partea asta așa și mă întorc pe aici. Da. Și chestia asta o fac de mai multe ori. Eu o fac, cum vă spuneam, de, fac trei runde sau trei ședințe de nano.